Salutare lume, bun venit la un nou episod de Forever Stranded. Suntem un pic la ananghie acum, am rămas fără mâncare. Nu mai știu ce să mai mănânc. Și tot aș vrea să mă duc să omor Enderman-ul ăla, că am reușit deja să omorăm unul și să luăm un operă. Ce aș vrea să fac acum e să găsesc astea ca să... Opa, am murit singur. O perlă ceva? Perlă? Perlă? Hai vă rog! Oh. Nu e bine. Uite perlă jos! Paolo! Nu cu reușit să o luăm. Nu la perlă! Yep. Mă lăsăm aici, așa până... Na, mă, că tot trebuie să omor scheleți. Iară. Păi aia de răcorit am făcut-o, nu mai e problemă, că mai avem apă. Să ne răcorim, am făcut. Ar trebui să continuăm cu questurile astăzi. Hai să lăsăm, că după aia mie să nu ne o lăm. Să nu ne-o luăm așa ușor. Sunt momentan așa, de mama lor. Bine că avem două perle. Aia e chestia cea mai importantă. Ne răcorim acum un pic. Bine că nu mai trebuie să ne punem pe chestia aia. Ia J. Asta nu. Asta de la Thinkers Complete. Am dat claim deja, nu văd de ce nu merge. Trebuie să mergem să descoperim chestia asta. Mai ales acum că avem o metodă să ajungem foarte repede. Și să asamblăm... Uite că n-am dat claim la asta. Perfect, încă un loot chest. Să ne ce e înăuntru. Cobblestone. Hai mă, cobblestone acum. Era niște graut pe aici. Grautul e albastru. 4 bucăți de graut. Nu mai știu să fac în continuare în bricks. Și uite și câteva sir bricks aici și să facem smeltry-ul dacă tot. După aia o să trebuiască să mergem să... Să mergem în zona aia. Zona aia. Acolo să descoperim chestia aia. Mă tot gândesc cum... E bine așa? E bine. Așa, spargem podeaua aici. Lava avem de făcut, n-ar fi vreo problemă. Cred că toate bucățile pentru făcut smelterul le avem. Deci trece controller. Avem 3 controlleri. Punem aici ăsta cu lavă, sear tank aici, s-a asamblat și mai sus smeltery drain aici și cred că în partea cealaltă. Nu o să mai stăm acum să facem cu sticlă și... Ops, nu astea. De obicei îmi place să fac sticlă, să văd metalele dinăuntru, dar acum... În momentul de față lăsăm așa. 12. Cred că mai știu de încă un rând. 6. Perfect. Ce ar mai trebui să luăm niște torțe să le punem acolo deasupra sus, să nu se întâmple cumva să spaneze vreun mob. Cred că ne-am recorit destul. Dacă să nu mai luăm keystroke, să luăm găleata înapoi. Mereu o pun în diverse chesturi și nu mai o găsesc. Ăsta și pe ăla cu armură. Uite bă! Uite bă acasă bă! Cu armura ta cu tot. Uite că mai e. E ceva lava aici. Lava baby.
Op și astea. Poate mai avem nevoie de Rotten Flesh, eu știu. Și așa băgăm aici asta. Casting table în partea asta și în partea cealaltă să băgăm astea. Pac, pac. Și chestiile alea de drain. Și torțe, am zis câteva torțe. Parcă, uite aici, aveam destule. Ho-ho. Să mai stăm să ne cățărăm. Acum le punem aici pe margine decât. Așa, wow, o loc, tahistrucu. Nu știu cât de mult avem, mai avem cooling coils astea, dacă le-am pune sus. Eu să încerc, că n-am de ce pierde. Cooling coils sunt aici. Cobblestone avem și două obiței. De fapt, cred că trebuia decât un băț. Facem-o decât una. Ia să vedem. Că le punem una și una. Așa. Oare o reduce? Măcar sunt așa lângă ele să reducă, zic. Nu, nu, nu. Crește temperatura. Din cauza la smeltry, fa pariu că îmi crește temperatura. Ce va trebui să facem? Să luăm stica pe care mai avem. Avem și o ușă. Uite și aici sticlă. Asta cred că e toată. Și să delimităm zona asta. Că nu e bine deloc. Nu e bine. Deci, dacă stai în apă, te răcurești și mai... Și mai repede. Deci ar fi indicat acum să luăm o găleată de asta de apă și să vedem dacă o punem aici lângă între și să ne punem. Crește temperatura, crește, crește, crește. Mamă, cum crește! Crește dacă stai în apă. De ce? Cauza la smeltriul ăsta? Hai, ce ciudat. Mă, tu te băi de aici, bă, de bric. Mă rămă ăștia, că cine știe, ne intră în casă un zumbalău în cauza la un... cauza la un iepure. Nu mai avem cărbune, nu mai avem lemn, nu mai avem nimic. Avem lavă. Și luăm o găleată de asta de lavă. Punem aici un stack de sand și facem. Uite, cam câmpenie cu... cu smeltriul ăla. Oh, ce repede ne răcorim în apă acolo. Wow, wow. Deci asta nici măcar nu ar trebui să ne deplasăm foarte mult. Să zic așa, putem să îngrădim aici o zonă și... să nu mai stăm să intrăm acolo de dedesubt. Și că asta o să facem acum. Dacă s-ar face mai repede toate astea. Deja merge. Cred că și din cauza că vine noaptea de aia. Bucată de cobblestone.
căleată. Vedem unde merge, o punem aici. Să mai punem de ceva sand. Asta e bine, că o să se facă foarte repede acum, fără probleme. Înainte trebuia să stăm o grămadă, acum... Perfect, mi-ar mai trebui o bucată. Punem aici. Și ușa o facem din lemn, nu mai stăm noi să mai folosim fierul ăla. Fierul e scump. Uite așa. Dacă avem vreo problemă să luăm hit damage, ne băgăm aici. Nu? Zic, dacă nu merge. Dacă nu merge, probabil trebuie să luăm. Da, și trebuie să îngrădim asta, smelterul de aici, ca să nu mai ne luăm damage. Nu știu de ce. Bine că înțeleg că smeltrii generează căldură, dar nici chiar așa încât să nu zici că nu poți să stai lângă. Am pus tot ce ne trebuia. Learning Engineer Manual. N-avem așa ceva. Modifier. Better Tools. Ce-o fi aia? Durit. Durit. Hai. Ah, obsidian. Eu vreau să facem din obsidian. Ops! Am făcut-o și pe asta, ne-am pus lava la picioare. Să vrem, băgăm un obsidian acolo. Cred că mai aveam... Trebuie să punem și ceva. Ops! Tot pe unde a intrat? What? F7? Cum mai o fi reușit asta să sară din cauza la... Băi, să vezi din cauza la... Cactus. Da. Cauza la cactus a reușit să o ies sară. Nenorociții naibii. Nu e problemă. Nu e problemă, rezolvăm și aia și din chestia aia când se face ziua. Până se face ziua mai anunț ceva după din furnace-uri ca să îngrădim zona. Asta. Iar alt. Uhuhuhu. Gata, facem ziua forțat. Unde sunt? Uite, uite nenorociții. Nașpa chestia asta. Foarte nașpa. Încă o găleată. Avem grijă să nu ne punem la picioare. Luăm parcă două bucăți de gold. Trebuie trebuie pentru un casting table. Pe lângă chestia asta luăm și un cupru ca să facem să punem mai acolo. Uite aici, să facem popor de ingot cast. Vreau slaburile alea, uite, iar nu mai avem mâncare, dar ar să le... Avem aici la cactus în prostie acum. Facem câteva găleți de apă. Uite și cum sar. Cum sar ăștia peste? Să mergem în partea asta, că de-aia am făcut zona asta încât să ne vadă... Oh, zombalei. Cât zombalei, cât loot, vreau să zic.
Drop. O grămadă. După aia, la un moment dat, o să stăm și automatizăm chestia asta de... Hai mă, hai, veniți aici! Come! Come to me! Hai, cum au făcut câțiva. Așa, și astea. Ce trebuia să facem? Pickaxe de duritai de ăsta. Mining level cobalt. Și văd că rodul este făcut din de obsidian decât. Hai să băgăm și astea jos. Așa, așa. Poate astea trebuie luate. Ce mai? Ăsta da. Mai, uite și ăsta. Parcă mai erau niște petron de alea. Băga pe aici? A, nu, sunt la mine. Ne. Mai ne rocărim un pic. Adică apa ar trebui aici pusă, în partea aia. Să stupăm ăsta și acolo să iau o găleată de apă și să o pun deasupra. Acum crește temperatura. Tot crește. Deci 300 de K. Crește. Nu înțeleg sistemul ăsta deloc. Ba te răcorește, ba nu te răcorește. Uite acum scade, în sfârșit. Iară. Deci am zis rodul să fie din obsidian. Rod, uite tu, rod. Ne trebuie decât un rod normal. Punem două blocuri de obsidian. Asta trebuie spuse jos. Aici ar fi cel mai bine. Acum le punem astea înăuntru. Și asta aici. Deci am zis tool rod. Am făcut un tool rod. Punem, mai facem încă unul. Fier parcă... Să vedem, dar trebuie să mai facem. Punem 3 bucăți, 4, 5. Mai 5 bucăți de fier. De fapt, să vedem, am avea dust destul. Avem destul dust, nu mai trebuia să mai fi pus. Nu fierul ăsta, nu ingotul. Două șapte, o indică până. Până la 27 de bucăți ajung o grămadă de făcut. Luăm tot rodul de aici. Băgăm la fel, să vedem aici, pentru pickaxe trebuie și binding, binding-ul poate din... A fier o fi fost? Uite-ai. De unde știu eu exact? This will be full obsidian. Și a zis full obsidian. Iar am rătăcit găleata. Uite aici. De fapt, asta de aici nu-mi place că e pusă. Aici. Asta e camera de răcorit. Punem aici.
Pac, pac, pac. Așa, găleata deasupra. Nu mai. Le punem pe astea 3. Tot am zis că plec, să mă duc să în zona aia. N-am mai apucat. Mergem jos să facă zi. Așa, acum o să ieșim afară, spargem cactul și aia am făcut iar zi. Mă gândeam că e o idee bună, că încolo e o idee foarte proastă. 4 blocuri. Da. Treaba e că n-avem de-astea casting table binding-ul, trebuie alte binding. Casting table pickaxe, head, pardon. Așa, part builder. Bun, și... Ăla era part builder-ul. Trebuia pus invers. Greșeli. Chest aici și table-ul lângă. Hai mă. Se poate să acceseze inventarul. Dăm pe ăsta, facem și un binding. Trebuie să mai facem ăsta de la shovel. Shovel așa. Prost, prost. Așa. Două pentru asta. Ar mai trebui gold. Iar nu avem gold. Iar și trebuie bucăți de fier. Nu știu dacă trebuia să fi pus power de ăsta, cred că. 36 gold, vedea. E de destul. Opa, opa, că degerăm. N-am luat până la urmă, nu contează. Uite, s-a făcut și asta. Facem toate castingurile care îmi trebuiesc. Pune și obsidian dacă e. Deci o lopată. Trebuie două bindinguri. De-astea. Și un pickaxe head. Perfect, acum să stăm să facem astea. Pickaxe-ul, binding, bățul, uite, obsidian, pickaxe. Așa. Și shovel. Vedem dacă s-a înregistrat, uite ce sunt. Yes. Și claim. Mi-a dat Soulforge Steel chestplate. Și asta este 40. Oho, mult mai bună. Perfect. Done. Modifier. Bă, aveam un modifier până ce spun undeva. Un diamant cu gold. Gold avem. Facem un bloc de diamant, de diamant de gold. Și am făcut și asta. Quest complete cine dă. Ah, trebuie să ne alegem cine diamant, Mending Moss, Silky Jewel. Diamante luăm, ăsta se craftează. Asta ne-a trebuit emerald și nu știu de ce emerald. Mai eu zic momentan să dăm pe asta diamond ore.
Twain. Trei, patru... cinci diamante. Aia să fie lăsat. În fine, cam atât cu episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, dați și subscribe, vă rog. Și la revedere!